Salut, prieteni! În acest video vreau să vă arăt cum am rezolvat o problemă care nu apărea în board și e foarte bine că am găsit-o pe Beamerlink, pentru că dacă nu și lăsam așa, puteam să stric filtrul de particule și o dăream în altele, era mult mai rău. Un filtru de particule e undeva la 1000 de euro, peste 1000 de euro. Deci m-am tot jucat prin aplicație și am găsit o eroare pe glow plug. 4212, glow plug înseamnă bujii. Dar pentru că apăreau toate bujiile, era automat că era controllerul, adică releul de la bujii. Și după cum știți, dacă mașina are vreo eroare, filtrul de particule nu-și face regenerarea. Așa că dacă o țineam așa un an de zile, până la urmă se strica. Să știți că la mulți, chiar că n-au erori în bord, se întreabă de ce au probleme cu filtrul de particule, cum ai scot afară pe autostradă, dar vedeți, poate să apară și de la alte lucruri. Așa, și acum cum am rezolvat-o? Bineînțeles că dacă am văzut în aplicație exact 4212 glow plug, am știut exact că este controllerul, am cumpărat controller, dacă tot am desfăcut galeria de admisie, vă dați seama că e foarte complicat de scos, adică nu o desfaci ca un filtru de aer sau ceva așa ușor, dacă tot am desfăcut-o, am luat și toate bujiile, ca să fie schimbate dacă tot a fost acolo o problemă, automat și unele din bujii puteau să fie stricate, dacă controllerul, adică releul, nu era ok. Am desfăcut admisia, s-au schimbat toate bujiile pe berul și am luat releul pe original. Deci a fost undeva la 100 și ceva de euro. Dar în schimb, dacă un an de zile n-am avut nicio problemă cu mașina și n-am băgat bani, adică n-a cerut nimic ea, acum era practic prima problemă, ei care era o eroare pe calculator. Și am schimbat și o-ringurile. Sunt acele garnituri portocalii care vin pe toată admisia. E bine, nu știu dacă au fost schimbate vreodată, e bine să le schimbăm, că și pe acolo poate să mai scape pe la admisie de la garniturile alea. Deci s-a curățat tot pe acolo. V-am spus, și mecanicul e pasionat de BMW-uri, adică are vreo 3-4 BMW-uri, și mai vechi și mai noi. Așa. Și a curățat eghere, tot le-a făcut cu soluții, dacă tot a fost acolo și s-a umblat. Adică când aveți o problemă și scoateți admisia, sfatul este să curățați tot. Și acum o să ne uităm pe program, să vedem dacă ne mai dă vreo eroare. Dar v-am spus, cu programul m-am dus direct la mecanic, îmi trebuie releu și bujii. Deci asta era, adică am știut ce am de făcut. Punem contactul la mașină. Îi dăm connect. Bun. Și acum la error memory. Să citească erorile. Și după cum vedeți, 0 erori. Deci față de tura trecută când ne-a găsit aici la motor, acum nu avem nicio eroare. Practic așa trebuie să fie mașina mereu. Deci 9 errors. Așa da. Și v-am spus, de la o mică chestie din asta mărunt așa, deci aici mi-apărea glow plug la motor electronics, de la o chestie măruntă, după aia nu mai regenera filtrul de particule și o dădeam în altele. Deci, practic, programul acum m-a salvat de ceva bani. Nici nu pot să mergi în fiecare zi la diagnoză sau ceva. Eu acum, dacă am programul, pot să fac în fiecare zi să verific mașina. Bine, nici nu exagerăm, că o luăm razna dacă devenim obsedați. La DPF nu are nevoie de regenerare. Eu spuneam că o să regenerez, dar nu o să regenerez, că am văzut că mașina își face bine regenerarea. Dacă aveți revizii la timp și nu aveți nicio eroare, își face filtrul de particule, v-am spus, asta are 15 ani de zile. Deci merg, n-ai treabă cu ele. Prieteni, vă mulțumesc de vizionare, nu vreau să vă plictisesc, doar am vrut să vă arăt cum am rezolvat problema cu acea eroare, glow plug, 4212, 4212, cât era acolo. Am schimbat releul, bujiile, nicio eroare pe telefon, pe calculator, nicio eroare. Acum câți mai mulți kilometri fără evenimente. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat, prieteni.